Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit aici la un nou episod din Far Cry 4. După cum știți, am rămas la acest turn după ce l-am deschis. Iar am uitat pe ce să pe F, așa, bun. Puteam să cobor pe zipline, dar am zis să strâng toate astea. Da, că am căzut de aici, sunt mort. Să strâng toate loot chesturile astea pentru că îmi vor fi de folos. Bine, nu ele în sine, ci lucrurile care sunt în ele. Ei, trebuie să mă duc acolo. Asta o să fac ca să nu mă arunc prea mult. Ideea e că nici nu știu unde sunt, știi? Chesturile astea. Eu le văd pe mapă. Dar vedeți, sunt două fix în fața mea, cum ar veni, adică pe minimap, dacă vă uitați. Dar eu nu le văd. Cred că sunt jos undeva. Oricum, dacă sunt dacă e unul pe sus și l-am ratat, nu stau să mă duc după el. Adică să mă sui înapoi. Unul e aici și unul înseamnă că e mai sus. Am impresia că undeva pe acolo e, cred. Ok. Sabal ne-a dat o misiune după ce am deblocat turnul ăsta. Să mergem la lui ăla, care nu mai țin minte exact de la ce vine, de la Longinus. What the fuck is Longinus, man? Trebuie să ajung acolo, așa că o să mă duc și eu frumos pe aici. Poate un vânt îngrozitor în joc, deci what the fuck e aia? Ah, e un vultur, mă. Trebuie să fiu atent la tigri și la chestii de genul ăsta, pentru că te omoară aproape instant. Deci aici nu mai merge ca în Far Cry 3. Ce sunt ăia? Mai multe. Bun. Deci aici nu mai merge ca în Far Cry 3. Vine tigru pe tine, bam 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 bam, l-ai omorât. Aici dacă a venit tigru pe tine, apoi ești aproape ca și mort. Deci am omorât asta, o să am nevoie de piele din asta de maimuță, nu mai știu pentru ce upgrade, dar o să am nevoie și de asta l-am omorât și o să mai am nevoie de vreo două, dacă nu mă înșel. Însă până atunci, hai să mergem și noi la nu o să mai merg cu mașina. Din ce cauză? Fucking muzică în mașină. Fucking Ubisoft. Nu pot să oprez muzica din mașină, frate, și mi-au copyright pe ea. Pentru că Ubisoft s-a gândit că ar fi bine să pună muzică în fucking mașină pe care nu poți să o oprești. Și să nu poți să pui videouri pe YouTube. What the fuck, Ubisoft? O să trebuiască să editez iar clip. Ieri mi-am luat copyright pe cum se numește, mă? Pe clipul de ieri. Dar l-am pus tot din Far Cry 4. A trebuit să-l pun din nou. L-am editat și am dat zona aia unde era melodia, am dat-o pe mut.
aici mai sunt chestii, aia nu o să o citesc, că nu dispare de acolo și mă disperă. Grenade văd că am, asta iar nu mă interesează. Tot ce mă interesează sunt aceste chesturi. Acum să mergem și noi la misiune. Welcome. I am Longinus. And you? You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold the lion of the tribe of Judah. The Am făcut o mică schimbare și la videouri, pe și pe live stream o să fie la fel. Probabil ați observat până acum. Au trecut 6 minute din clip, deci mai mult ca sigur ați văzut. Notificări, dacă le pot numi așa, din partea dreaptă jos, cu Facebook și Twitter. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? Alea ori să apară și pe stream. Și am băgat și rubrica de donații. O să o găsiți în descriere. O să apară și aia pe stream când o să fac stream. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. Probabil mulți ori să zic acum n-ai nici 50 de abonați și vrei donații. Frate, nu e obligatoriu. Deci donațiile pe niciun canal de YouTube nu sunt obligatorii. Și pe niciun canal, indiferent că e de YouTube, că e de Twitch, că e de Hitbox, că e de ce vrei tu, nu sunt obligatorii. Dacă vrei donezi, dacă nu, nu. Și în al doilea rând e canalul meu, pot să pun donații și la 2 abonați, adică nu... Nu există o limită sau chestii de genul ăsta. Și de ce am băgat rubrica de donații? Pe bine, eu depun o muncă oarecum aici. Dacă o pot numi așa. Cu toate că eu fac chestia asta din plăcere. Nu... What the fuck, trebuie să ajung acolo repede. Deci eu fac asta din plăcere, nu pentru bani sau ceva. I wish you could remember what it was like back then, Andre. Your mother and I, with you on her hip, oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I long for those days, but then it's too late. I tried, I really, really did, but this place is ruinous. Cu plantele alea verzi v-am zis, bă, faceți seringi de alea de kill. Ce-mi place la Far Cry 4, care are chestia asta în plus, e că în momentul când îți pui kill point-urile alea pe mai multe din astea de heal, pur și simplu în momentul când iei planta de pe jos, la palea verzi mă refer, îți Bă, frate! Uite-l, mă, el să suie pe ATV, mă, frate! Mai mori!
Bă, da, mori, vin continuu spre mine. Sărăcie de om, ce ești? Ca să mă bat cu ăștia, mi-e pierd și timp. Da, deci în momentul când luați upgradați mai mult, m-am unde ăla, nu cred că ajung. O să vă arăt eu imediat după ce termină misiunea asta. Vă arăt la ce mă refer. Trebuie să ai, am impresia... level 3 la upgrade-ul de... la skill-ul de heal sau ceva de genul ăsta. Și... în momentul când iei planta de pe jos, îți creează automat siringă. Nu mai stai să te duci tu să-i dai craft și nu știu ce. Asta e un lucru foarte bun. Pentru că dacă ești într-o bătălie și cumva rămâi fără siringi de viață, te duci, dacă ai, bineînțeles, dacă ai plante pe lângă tine, te duci repede, le culegi, două, trei plante și îți creează automat. Unde vin ăștia? Unde crezi că dai mucul? Hai mă, apasă pe zul ăla, doamne, mereu apăs pe control. Mamă, mă. Haide, ia gloanțele, vă dată. Frate, cu focul tău! Dă-i search. Nu mai pot să iau heal. O să iau de-astea de aici. Nu știu care m-a văzut sincer în partea aia. Frate, îmi dai și mie opțiunea aia mâine? Ăla-i al meu, mă, sau? El aruncă cu cuțit, mă, frate. Care mă vede, mă, pe elicopterul ăla? N-am aghiu să-i dau una în gură. Trebuie să mă duc să o salvez pe aia acum. El ia foc, mă, prietene, el ia foc. Nu știu pe unde trebuie să intru în asta. Fără foc. Dar focul să-ți fie. Pe unde intru, mă, frate, în asta?
place că îmi dă checkpoint-ul după 3 minute. Badra! Badra, where are you? Hai că am găsit. Bun așa. Oh my fucking god. O să editez video-ul după ce-l fac, ca să nu-l mai pun pe YouTube, să mă trezesc că iau copiile și după aia trebuie să stau iar să-l editez. Așa îl editez de prima dată. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. Hai mă, frate, ca ținu vieții. Hai să vedem și noi ce skill-uri avem. Avem 3 skill-uri. Ăsta am zis odată că-l vreau. Hai să vedem. Aici. They may fire any sidearm while moving a body. Can take more damage before needing repair. Asta ar fi ok. Take reduced damage from fire and explosion, asta-l vreau. Oops, what the fuck, ăștia aveau să pun aici. Brother, we need to talk. Sabal, what is it? I'm needed in Banipur, and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said that... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. Îmi dai checkpoint-ul sau vorbești până mâine? The people of Kira depend on the golden path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. Regine, așa. O să mă duc și acolo. Mai întâi o să mă duc la unul din magazinele astea. Uite, am first travel aici. E bine. O să mă duc la unul din magazine să îmi iau lanțe, să îmi iau tot ce am nevoie. Să vând din ce am. Ok, refill. Refill. Green leaf, nu. Asta da. Random, what the fuck. Ei, dăm așa, am dat seal, buy. Armură. Iau și siringele că tot. Așa, și refill i-am dat. Bun. Acum pot să merg, dacă nu s-ar bloca ăsta, stai să... The golden path needs to kill Pagan and all his followers. This cannot go unanswered. It's gone. Ieși mă odată din casă. Everything I have is gone. Have you seen my brother? Has anyone seen my brother? I can't find him. Look at this. Look at what Pagan Min has done. O să iau ăsta. Uite și GPS-ul pe unde mă pune să merg. Asta în caz că sunt pe drum, prietene, dar eu nu sunt pe drum. Sunt în fucking aer. Bă, fuck, a căzut ăsta lângă mine. Bă, frate! Bă,
Uite un green leaf acolo, o să mă duc să-l iau. Pentru că de asta chiar am nevoie. Deja nu mai am. Avem și un din ăsta. Un chest, să-l găsesc mai întâi. Lime. Unde e, mă, chestul? What the fuck, pus într-un casă. Okay. Glanțe am cam așa. O să iau țigările. No, nu pot. Doar de la glanțe și acolo, doar de la inamici. Nu pot să iau țigări. Nu poți faci nimic cu ele decât să le vinzi. Da, cred că de acum încolo în jocul ăsta nu o să mai folosesc mașini. Cel puțin atât timp cât cât n-am distanță mare. Dacă am distanță mare, o să folosesc și tai tai muzica pe fundal. Ideea nasoală e că eu nu cum să spun eu, sunetul îl înregistrez tot cu OBS-ul. Adică îl înregistrez direct, știi? Și asta înseamnă că dacă dau muzica pe mut acolo la minutul sau secunda respectivă, o să se dea tot pe mut, inclusiv vocea mea. Și asta e cam aiurea un pic. Ca să nu dau și vocea mea pe mut, trebuie să înregistrez două canale audio. Și asta înseamnă să folosesc un program în plus, pe lângă OBS, care să înregistreze doar sunetul. Și nu prea vreau asta. Vreau să folosesc un singur program și atât. Așa că prefer să fie partea de 4-5 secunde, 10 secunde pe mut, decât să stau să folosesc 7000 de programe. E încă un loot acolo, dar nu. Oh. Aici. Eu apăs pe B, el îmi schimbă arma, mă, ești nebun. N-am Bă, de ce îmi schimbă arma, frate? Pe N îmi schimbă arma, pe B îmi schimbă arma. Pe ce mai îmi schimbă arma? Pe X îmi schimbă arma. What the fuck? Asta ori e bug, ori e o tâmpeni. Nu trebuie să fiu detectat aici. Faza nasoală e că controlele astea mă enervează la culme. Ok, vehicle buzzer. Buzzer, what the fuck? Prepare to next weapon. Next weapon așa. Ăsta așa. De ce nu pot să pun un resetul de default? Ieși acasă. Camera Z. Eu cred că ceva s-a întâmplat cu controlele, frate. Că pe Z mie îmi dă heal, nu-mi dă. Sau trebuie să țin apăsat pentru heal? Să fac. Bun, avem doi acolo. Mai avem un acolo, un acolo, că l-am văzut deja. N-am voie să trag cu armă aici. Îmi trebuie armă cu amortizor ca să fac chestia asta. Altfel. Save at last. Trebuie să salvez măcar doi. Doi ostatici.
Măcar doi, cel puțin doi, sau cum vrei să-i zici. Cred că mai e unul pe aici, că l-am auzit eu. Bine că nu pot să sar pe geam. Nu o să-i dezleg pe ăștia, că dacă îi dezleg acum, o să înceapă să țipe. Și fug pe aici și își dau fraierii ăștia seama. O să iau pe fiecare pe rând. Hai că ăsta vine încoace. Bun. Cum o să mă duc la ăsta? Hostages are safe, Sabal. You're doing your father's name proud, Ajay. This is what he wanted when he created the Golden Path, to help his people. Look, I didn't come here for my father or any of this. We could still use your help, brother. Look at the difference you've made. I know. I'm asking for help from you, but helping the Golden Path will take you to Lakshmana. I promise you that. We'll find it together. Thanks, Sabal. This is all I have. Bun, i-am dezlegat. Amita, I know that Sabal put you up to rescuing the hostages instead of taking back the outpost. Ia să punem și noi, avem un skill. Asta. You are skillful enough. Take twice as many leaves. Asta da. Îmi dă două frunze din orice plantă iau. Asta e bine. Ok. You're new here, and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Deplore. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with the crew will blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't... Ia dați voi pielea încoa, că de D-hold ăștia am nevoie.
Ok. Ia să vedem ce avem la crafting. Avem bite. O să o craftez. După ceva nu am. Și vom vedea în episodul următor ce vom face. Yes? Shut the fuck up. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe dacă nu v-ați abonat deja. Și până data viitoare, numai bine.